Florin Câțu nu se gândește să demisioneze din funcția de premier după scandalul privind faptul că a condus sub influența alcoolului în SUA în urmă cu 20 de ani și a făcut 2 zile de închisoare. V-ați gândit în vreun moment să vă dați demisia? Nu, în niciun moment. Era o sâmbătă, era 3 decembrie, fusese ziua, cred că, a colegului meu de cameră și de acolo veneam. Doar știu că am băut îndeajuns ca să depășesc limita legală. Nu pot să duc 7 beri, deci, dar am băut ca să depășesc limita legală. Șeful executivului le transmite tinerilor să nu amestece niciodată alcoolul și condusul. Aș spune ceea ce spun fiecare persoane din momentul în care mi s-a întâmplat mie, că nu trebuie făcut. Niciodată nu trebuie să amestecate alcoolul și condusul. Eu mi-am învățat lecția, nu s-a mai întâmplat niciodată de atunci. A fost o singură dată. Florin Câțu a mai subliniat că țara noastră ar trebui să aibă o legislație mai dură pentru condusul sub influența alcoolului.